O tare mincinos, sunt Răzvan Olmeanu. Iată-ne la sfârșitul luna septembrie pe un lac extrem de cochet. Suntem pe Dino Lake împreună cu Teo și cu prietenul Dan Chilom la o partidă de pescuit de plăcere cu scopul de a prinde minunații crab care se află sub luciul de apă al lacului Dino Lake, în special sectorul B unde ne aflăm. E o zi minunată care n-a început așa. O zi care a început cu prezența lui Teo pe baltă, eu am venit acum. O zi cu ploaie, cu vânt, dar cineva de sus a ținut cu noi și s-au schimbat condițiile climaterice, în sensul că acum avem aproximativ 20 de grade, soare, și sperăm să prindem câțiva pești frumoși care să vi-i prezentăm. Peștele nu a colaborat până acum cu noi, motiv pentru care o să încerc să schimb ceva din ce a făcut Teo până acum. Nu în sensul că Teo a făcut ceva greșit, dar el a avut o prezentare conținând bile la cărlig de 24 de mm, o montură Witty Pool cu un pop-up de 16 mm, motiv pentru care eu am să încerc să minimalizez prezentarea aferentă. O să vin cu două monturi deosebite pe care vi le voi prezenta, dar aș vrea să vă spun și câteva cuvinte de ce este aici, pentru că aici e un lac care nu l-am mai regăsit în jurul Bucureștiului, e un lac cu niște condiții specifice, în sensul că fiecare stand are o căsuță extrem de curată, căsuță care conține două paturi cu saltea, un stand care are o masă cu scaune extrem de curate, salteaua de recepție împreună cu minciogul la fel sunt puse la dispoziție de către administrația lacului pescarilor. Practic, în momentul în care vii la pescuit pe Dino Lake, ar trebui să vii cu trusa de accesorii pentru monturi, lansetele, mulnetele și rodpoduri, dar și aici ar fi ceva de spus, pentru că există un proiect extrem de interesant, chiar glumeam cu proprietarii lacului. Anul viitor vor să pună la dispoziția pescarilor inclusiv lansete, mulnete și rodpod cu senzorii și swingeri aferenți, în așa fel încât noi pescarii să venim de la birou în cămașă și să putem să pescuim fără să mai cărăm celebrele bagaje cu care ne umple mașinile. Cam atât despre lac. Am să execut două monturi. Una dintre monturi, până să vă prezint, o să vă spun și câteva cuvinte despre ea. În limbaj pescăresc îi spunem butterfly, dar practic ea conține o bilă care am secționat-o în două și întorcând cele două părți ale boilesului se obține o formă de fluture. Montura asta am folosit-o în momentul în care peștele e apatic, în momentul în care peștele nu se hrănește, iar pentru faptul că de la 9 dimineața până acum la ora 3 nu am avut o prezentare la ansete, asta înseamnă că peștele, în ciuda vremii superbe și a datei din calendar, adică sfârșit de septembrie, nu se hrănește și vom încerca să-l păcălim. Este un lucru cunoscut faptul că septembrie-octombrie sunt două luni propice pescuitului, în special pescuitului pentru pește mare, pentru că noi asta căutăm, capturi capitale. Și peștele încearcă să se hrănească cât mai mult pentru a se pregăti pentru perioada de hibernare din timpul iernii. O a doua montură, exceptând-o pe aceasta, pe prima, pe butterfly, o să fie o montură tip snowman, dar o să fie un snowman modificat în care voi tăia din bilă, voi tăia din pop-up, cu scopul de a crea un sandwich care să fie flotant, fără să ridice cârligul. Voi lucra cu un pop-up de 10 mm și cu o bilă de 14 și cu un cârlig numărul 6, un fir moale, în așa fel încât cel mai suspicios crab să nu poată să refuze această prezentare. Cam atât despre lac, cam atât despre monturi, mă voi apuca de treabă. Montura de care vă prezentam mai devreme, am continuat prin a executa o buclă pe partea aceasta și tot ce fac acum este să poziționez un tub din plastic cu scopul de a proteja prinderea la acestei forfac de către linia principală de lângă plumb. Conul acesta are rol de a proteja bucla și vârtejul, în așa fel încât în drill să nu secționăm de ceva ce poate să fie pe fundul lacului. Poate să fie o scoică, poate să fie orice. Și gata prima montură. Ce am obținut? Arată de felul ăsta
și o să vă arăt și un mic truc cum se verifică o montură dacă este corect executată. Practic se ia momeala, se vărăsucește, după care se dă pe deget. Dacă cârligul se întoarce, ceea ce s-a întâmplat pe degetul meu, montura este corectă și cârligul se va înfige în puza de jos. În momentul în care cârligul nu se înfige cum se întâmplă pe degetul meu, ci scapă, trece, înseamnă că ceva este greșit la modul în care s-a legat cârligul. Cam asta ar fi prima. A doua va fi un fir cu cămașă. La fel de bine poate să fie și un fir suplu, fără cămașă. Fir pe care voi atașa bila de care vă spuneam mai devreme. Mi-am permis să o secționez pe jumate și ea va fi prezentă pe firul de păr în această formulă butterfly. Aveți grijă, pentru că dacă nu folosim niște bile de cârlig care să fie tari, să fie uscate, având în vedere că apa intră direct în contact cu secțiunea bilei, poate să lucreze și să se topească, să fie ușor solubilă și să vă treziți peste 3-4 ore că la cârlig nu mai avem nimic. Motiv pentru care recomand în momentul în care folosim această montură fluture sau butterfly, că tot vorbim engleză foarte mult, să verificați într-un pahar, adică bila care a tăiat-o, să o mai tăiați încă una sau aruncați într-un pahar cu apă din baltă și să observați timpul de dizolvare. Pentru că ne putem trezi, repet, să avem la cârlig nimic. Am să iau firul de păr, viitorul fir de păr, voi poziționa pe firul de păr un opritor care are rol de a pune stop în a culisa momeala pe acest fir. I-am pus un opritor, fac o buclă. Îndepărtăm surplusul de fir din capătul buclei. Timp în care eu execut această montură, avem un senzor care ne dă speranțe de șarte, în sensul că vertizorii care îi avem ne dau un semnal de baterie slabă. O să înlocuim bateria. Iar acum tot ce fac e să pun această bilă tăiată pe jumate, să o pun pe firul de păr. Procedura de a pune cârligul, de a lega cârligul, de a atașa de linia forfacul este similară cu ce am lucrat mai devreme. Acum poziționez acest momelă pe firul de păr, pun un opritor, la fel aici o să schimb opritorul, o să pun un opritor de forma aceasta, care e un opritor mai lat. Nu-i nevoie să folosesc un opritor care să-mi străpungă bila, pentru că deja am tăiat-o și dacă îmi pun un opritor care secționează bila, mi-e teamă că pot să mă trezesc cu faptul că mi se sparge momeala de cârlig. Iar având în vedere că ansamblul acesta este puțin mai, hai să spunem, grosier, nu o să mai pun un cârlig foarte mic, o să pun un cârlig mediu ca dimensiune. Voi folosi un cârlig de la Muga, chiar dacă scrie pe ele numărul 6, real e un numărul 2. Bine, voi prezenta și pastea, unde puțin ori producătorii de cârlige au măsuri diferite, iar estimarea trebuie să se facă vizual în funcție de ce necesități avem. Opritorul, iar acum am de atașat cârligul și ne apropiem de final. Vă spuneam de cârlige că o să folosesc un Muga, iar aici o să mai fac un matisaj mai deosebit, în sensul că o să renunț la acel varneș de aliniere a firului de păr și o să vă explic și de ce. Deci montura va arăta așa și am să matisez de mai multe ori, dar îmi permite să fie și mai aproape, vreau să fie poziționarea și mai aproape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e suficient. Și dacă veți observa de ce nu am mai pus, am deja acum o prezentare, o întoarcere a cârligului mult mai agresivă. La Muga, care are o formă mai curbată cârligul, în momentul în care aliniam,
arăta de forma asta. Am preferat să mă afișez de mai multe ori. Verific montura acum dacă se întoarce, nu se întoarce. Acum s-a întors. Și muga, după cum vedeți și pe cameră, agață foarte bine. Cât că ar fi fost bine să mai matisez și am timp să refac, mai matisez de încă două ori. Pentru că nu mi-a plăcut modul de întoarcere a acriligului. Am desfăcut nodul fără nod. Îl trag și mai aproape. Și o să matisez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și verificăm tot timpul pe deget, care este o verificare sfântă, ce se întâmplă în momentul în care hai să vedem acum. S-a întors. Deci am eliminat varneșul de aliniere pentru a obține o prezentare agresivă și el va sta în apă așa, iar până aspirare peștele se înțeapă. Tot ce am de făcut acum este să-i pun acest con de protecție de care v-am vorbit și mai devreme și sunt gata cu montura numărul 2. Din nou a sărit un pește în spate. Peștele e foarte hotărât să ne facă în ciudă. Dragi mincinoși, avem o montură tip butterfly cu matisaj mai mult de 4 spire, am pus acum 8, bila întoarsă, în cealaltă parte varneșul cu o buclă, iar montura de mai devreme este prezent aici. Cam astea ar fi două monturi mai deosebite care ne ajută să aducem pești pe saltea în momentul în care el nu se hrănește frenetic. Revenim cu un pic de tehnică, cum se clipsează o lansetă cu scopul de a prezenta această lansetă cât mai aproape de o structură. În speță intenționez ca malul de vis-a-vis să poziționez o lansetă cât mai aproape și o să și vă spun prin viu grai, nu se atașează forfacul, doar plumbul, se aruncă, în momentul în care am atins distanța corespunzătoare, se pune clipsul pe tambur, iar următoarea aruncare cu o montură atașată va cădea fix în același loc. Avem și al doilea pește al zilei. A băgat în stufa acolo. Sperăm că îl scoatem poate un pic mai mare. Nu e una dintre vedetele bălții, dar e cu siguranță mai mare decât fratele lui de mai devreme. Noi pescuim pe standul de pe lacul B și pe lacul A, când am venit noi, tocmai fusese un concurs de 3 zile și în care au participat inclusiv Andrei, care este patronul bălții și el este pescar, cu prieteni de-a lui, pescari foarte buni, și exact asta am povestea, că nu mănâncă peștele mari, au fost doar câțiva pești peste 10 kg. Restul foarte mult pește destul de mic și chiar spunea că la toamnă o să facă un pic de curățenie, să mai scoată din peștele acesta mic care a crescut, că nu a băgat el în bazin pești de asemenea dimensiuni sau înălțit, au crescut pur și simplu aici. Un traf comun care se luptă absolut fantastic. Peștii au ieșit din canicula lunilor de vară, de care ne amintim cu toții, nu cu foarte mare drag, și acum au început să se hrănească și ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că din cele 4 morturi pe care le am în apă, 3 sunt într-un fel sau altul cu boilers, adică snowman, boilers, butterfly, dar boilers, da, asta e ideea, în diferite forme și în diferite prezentări. Astăzi, lanseta care are deja 2-0 este lanseta cu cele 2 boabe de plastic.
găsim același colorit superb la coadă și pe aripioară. Un pic lovit aici, dar culoarea aceasta portocalie. Cel dinainte era mai pe roșu așa, dar portocaliul acesta este, uitați, absolut superb. Hai să nu-l mai chinuim. Îl eliberăm cu speranța că transmite niște mesaje fraților lui. Ne-am gândit noi la un moment dat să ne retragem cu o lansetă în mal și să încercăm să vedem dacă e acasă. Și se pare că e acasă și e și cu un șel. Sau cel puțin așa arată în drill. Cred că n-a mereu mai mult de 10 metri, nu? Nu, 25. Ca și cum ar fi dat cu o undiță. Frumos, frumos, frumos. Și e la noi. Trimitem înapoi, poate vine cu frățiorul, nu? Mai mare. Goodbye. Mi-a dat și o coadă. Cum ți se pare explozia asta de concursuri? Fiecare lac acum își face concursurile de casă. Mai are vreo relevanță faptul că spui sunt, am luat locul întâi pe Tâncăbești, atât timp să zicem la Tâncăbești, luăm X, sunt 20 de concursuri pe an? Mai are vreo greutate o chestie de genul ăsta așa? Nu știu dacă mai are o greutate, dar nu pot să demonstrez, dar sunt ferm convins că suntem numărul 1 în lume la concursuri de pescuit la crab. Ca număr de concursuri. Nu cred că să facă în vreo țară așa ceva. Păi fiecare bat are cel puțin un concurs la două săptămâni, cel puțin. Nu zic unul pe săptămână, fiecare. Păi stai că a fost fratele tău la Dori Pescu, acum să fac două filme. La Dori Pescu, eu, dacă vreau să fac un film de 48 de ore la liber, nu, ai unde nu să se poate de martie până noiembrie. Dar și de ce? Ca și la Hermes Periș. Bă, acolo nu, acolo am mai prins, am mai prins câte o zi două. Bă, aici sunt lipiți, să termină, adică e chestiune de ore, să termină unul la 12, începe altul la 2, de-abia le mai face loc la festivalul de premiere, nu știu. Bă, e ceva, nu se poate, adică cum să spun? Așa e, asta e cererea, că e cerere, îi dau balta, deci nu-i problemă. Da, bine, și hai să spui că Dori Pescu, uite, dar vorbeam cu Tibi Vlăducă, care este colaboratorul meu și care merge chița, cenușoară, adică au pus niște... e plin de concursuri. Plin, și da. Sunt niște bolți care zici, dom'le, de unde până unde? L-am întrebat, mă, ce pește e acolo? Bă, să iei și pește mare, iei și pește munte. Eu am prins vremurile cu două concursuri, au pe an mari și late. Unul toamna, unul primăvara, unul toamna. Alea erau concursurile. Ți-mi minte când a apărut, când noi aveam emisiunea și s-a inserat un Omoara Vlăsiei pe iarnă? Da. Mamă, toată lumea a căzut pe jos, incredibil, cu zăpadă, erau pozele alea cu lansete, cu păfir, cu acum dacă... Roșiorul dumneavoastră să-l ierte, amintesc când spunea el mereu, bă, să fie concursul, cât mai multe concursuri, am cred că se gândea nici el că aici să ajungi. Adică cât mai multe, că erau două. Da. Da, acum azi 2000. Da, multe, iar asta ce? Treaba lor, dar cred că românului și place, bă, cu miză, cu... Eu, supărarea mea e alta, eu o zic mereu. Nu faptul că sunt multe, că eu, frate, să-l facă toată ziua. Ți-ai, sunt ăștia la Periș, la Dori Pescu, am văzut pe unii, vin câte pachete, câte trei concursuri. Da, deci înțelegi? Termină unul, să-l duci, ia o cameră, face duș, la alt concurs, mai e unul. Adică... Banderulant. Da. Bun, să fie sănătos, înseamnă că le place, frate. Da, e bine. Nici serviciu nu prea au, asta e viața. Nu, sau poate au filme, poate au alte chestii. Producători. Da, e bine, consumă nadă, consumă fire, consumă când nici industria merge înainte. Lor, nu, dar dacă le place, să fie sănătoși. Însă, oful meu pe care l-am avut și înainte și l-am văzut și acum că se păstrează, bă, din păcate, de toți ăștia care se intitulează, că mai nou e așa, sunt pescari de competiții. Da. Ajunge și acolo. Pescar de competiție. Bă, nu, să mă ierte Dumnezeu, sunt unii care într-un an întreg, într-un sezon întreg,
El nu se duce de plăcere o zi la pește. Deci da, asta nu e ok. Bă, ce pescar ești tu, mă? Ce pescar de crap ești tu? Ai că știi? Da. Nu, da. Tăticu. Și mai sunt. Și după ce că sunt numai așa, deci n-are legătură cu pescuitul la crab, bun. Adică el, de ce el catch and release-ul nu-l face decât în... că e obligat, da, că vine, da, arbitru. Și asta e, adică, eu nu înțeleg, adică eu cred că trebuie să-ți placă pescuitul, după aia pescuitul la crab, pe urmă să zici, hai bă, să mă duc eu la un concurs, adică știi? Nu, la noi se face direct mai mult decât atât, sau un ghișat, am văzut eu. El e pescar de competiție, a făcut bulgări, de exemplu. Da. Și vine 72 de ore și el nu face decât bulgări. După aia ia o dată să pleacă acasă, ce, am luat locul 3. Păi ce-i pescuitul, înțelegi? Da. Sau știu toate, asta îmi spunea Tibi, că știu toate locurile de pe baltă, că numai acolo merg și știu matematic ce e de făcut pe fiecare loc. A, nu mai zic. Adică nu mai dau cu marcă, nu, nu se mai dau. Păi nu, ăla stai mă, ăsta e un pas înainte să pui mâna pe lansetă. Nu, că sunt care nu pun mâna pe lansetă. Da, deci ele... Nu mă, da. Mă, la mincioc și la bulgă. Două buze, ca la tank, știi? Da, mă, da, dar a fost la război. A, corect. Da, asta e, dar dacă repede, înseamnă că le place. Da. Și, hai să nu fim. Na, asta e, să punem adevărul. Și sunt mulți care merg după bani, frate, ce? Asta e. Eu zic că se împart între ăștia care merg după bani și care le place să fugă de acasă și n-au un argument să-i spună soției, domnule, eu plec 4 exact. Zile. Unde te duci tu? Păi, știi, mă duc niște petana pescuit. Sună într-un fel asta și altă la concurs. La concurs. Da, da. Liga Campionilor. Da, da, uite, echipament. Messi. Super tot. Păi, care e diferența între noi și da, ei? Da, da, da. Și cred că și argumentează chestia asta și poate să fugă de acasă mai ușor. Da. Mor când aud tu să-i acum mai noi exprimarea cum unde am jucat, cum jucăm. Ce să joci, bă? Și tu pescuiești, bă, ce să joci? Ai văzut? Știi? Jucător, joc. Ce joci, bă? Da, în sfârșit. Da, în afară de chestiile astea, restul că sunt multe, că sunt foarte sănătoși, frate, din punctul meu de vedere, să fie atât. Hai să încheiem cu locul care ne place nouă foarte tare, Delta Dunării. Da, mergem imediat, nu-i problemă. Delta, cum ți se pare decizia asta că pescuitul la principalele 4 specii de pește în Delta trebuie să fie numai catch-and-release? Nu știu, au băgat-o? Au băgat-o, da. Când este? Păi la primăvară. Deci în momentul ăsta funcționează. Nu te întreb așa că... Funcționează, eu am fost în Delta și... Bun, în ce semnale am eu, nu am spus. Eu n-am fost bun să respecte, adică... A, bun, că nu respectăm, da, dar măcar în teorie. E bun. E bun, îți pare că pe aia cu știu că a băgat o mălindă la un jurat ăștia? La, da, știu că sorm, șalău, crap. Astea patru specii principale, teoretic se pescuiește, da, numai în regiuni catch-and-release. Da, mă, și știi bine, te duci la garda de, sau aia, că nu știu cine, paza asta au 3 bărci și 8 oameni. Cum să păzești, mă, Delta, să faci tu? Da. Cum păzești tu treaba asta în Delta Dunării, dar cu 8 oameni și 2 bărci? Și n-au bandă de benzină. I-am un prieten, nu-i dau numele, că după aia o să sară lumea pe el, care face bărci. Și mi-a zis că imediat după ce a apărut, a prins telefoane, nu faci și mie o ladă frigorifică cu fund dublu. Normal. Deci mi-a luat foc telefonul, nu vrea să dau cu el de pereți. Da. Deci cu instantare s-au gândit cum să filet dacă, frumos. Dacă dai legi de astea frumoase pentru mine, trebuie să te gândești cum le pui în aplicare, mă, și doar să asta, le stai. Asta e problema. Da, mă rog. Hai că nu vreau să ajungem la politică. Nu, nu, clar, le înțeles cu politică. Da, da. Ai mai fost în Delta la pescuit? Așa? Nu, vreau să mă duc la Dunăre acum, cred că în septembrie. Nu prea mai îmi place în Delta, că e prea aglomerat. Uite, nu mă duc la Sulina, dar mă duc să fac o prospecție, că și acolo vreau să fac un film la Sulina, dar pe Dunăre îmi place mai mult. Acum, pe sărbăticie, să nu fie nimeni. În Delta s-a aglomerat prea tare. Nu știu, am încercat. Bulevard Calea Victoria. Da, am fost, nu știu, anul trecut, am vrut să mă duc și am plecat. Am stat mai puțin decât mi-a propus, m-am supărat, că fusese eu, nu știu, mulți ani înainte, la Peripreava, pe acolo, pe canal, spre Bustroi, acolo, să termină... Sus, câte graniță, da, Ucraina, acolo. Da. Mamă, dar asta cred că până 2010, 11, nu știu, acum 10 ani. Bă, nu era nimic. Bine, am fost și târziu. Cu Silvan, francezul, ne-a dus pe niște locuri pe acolo. Frumos, pustiu, crap, sărbătici. Mamă, și am fost acolo, am trecut. Bă, dar ce șalupe, ceva, ce... Cum să spun, pe locul ăla, încercam eu să-mi iau ca aminte, știam eu un loc bun, arătat Silvan, erau 3-4, bă, dar de-astea iahturi, de-alea de lux, nu știu ce să alea, de-alea de merg pe mare, bă, frate. Doamne, deci am iar bărci pe acolo și unde, pe acolo trecea câte unul, câte un motor de la tractor sau la vâslă, dacă mai trecea o dată pe zi. Da, da, da. Mamă, ce e acum. Ăla 5 cai pe, da, deci, pe diesel, deci, de era fun. Deci nu știu, cel puțin, ăștia cu răpitorul, dar i-am văzut și pe ăștia, că încint, de fapt. Da. Deci la crap eu nu știu unde mai poți în Delta să pescuiești, să te simți că ești sălbatic. Nu știu, ori fi locul, nu le spune nimic. Eu nu am mai văzut, nu știu. Și tu, ca și mine, ne-am făcut din pescuit un job. Da. Tu mai serios decât îl fac eu, îl fac sezonier și ușurel așa, dar apropo de pescuit de plăcere, pe unde mai pescuiești de plăcere? Pe unde să mai pescuiesc? Da, am mai fost la Tâncăbești,
A, Sărulești n-am mai fost, că și acolo se prinde din ce în ce mai greu. Tâncăbești îmi rămâne, Perișul mă mai duc, pe Dunăre mă mai duc. La Moara ai mai ajuns? La Moara am mai fost să fac un film anul trecut odată. Unde mai? Păi, să uite că îmi scap acum, dar unde am mai fost? Mă mai duc pe la lacuri de-astea noi. Uite, mă mai duc pe la Dino Lake, mă mai duc. Ce apreciezi în momentul ăsta la un lac? Ce vrei să-ți ofere un lac? Pescuind de plăcere, repet. Bă, cred că am ajuns la vârsta, nu știu, în primul rând să apreciezi administrația, ca să nu zic patronul. Asta e. Și bă, ce să apreciez? Uite că montam ieri filmul, s-a făcut cu Mateu un film la Tâncăbești în primăvară și abia acum îl montam. Ce vrei, băi, sunt frumos, băi, sălbatic. Unde, tu unde știu că dintotdeauna aveam noi o dispută, așa că ție îți plăcea cu sărbăticia, cu corci, atât, da, să fie cât mai puțin civilizație. Da. Eu sunt în partea cealaltă, mie îmi place cu curent electric, mi-e place. Da. E, acum fiecare, normal. Da, am rămas tot așa pe... Deci sărbăticie să fie. Să fie, dar nu știu, să nu fie drumul pe la tine pe în stanță, treacă mașinile pe astea, știi? Nu, că dacă o căpănuță nu mă deranjează, nu, care-i problema? Să fie liniște, să fie, știi? Ne, acum fiecare... Dintre toate, și cu asta închei, din toate competițiile internaționale la care ai fost, atât cupe mondiale cât și campionate mondiale, care ți-a rămas în minte în afară de Africa de Sud? Că am înțeles. Statele Unite ale Americii, New York, San Lawrence River, fluviu pe care e cascada Niagara, $1,000,000 cash, pentru cine bate recordul statului New York, care era la vremea aia, nu știu, 27 de kg. Și știu, nu l-a bătut nimeni, dar a fost. Da, targetul era interesant. Da. Am zis că parcă ați picat pe o insulă, nu? Sau, da, nu? Ne-a dus cu barca acolo, da. Da, da, frumos, barca. Rămâne, aia a fost, n-am în America, ce vrei. Da, și pescui părâi, chestie pe care voi, adică o fluviu uriaș, altă tactică, altă... Da, da, greu, greu, dar frumos, frumos. Ăsta mi-a rămas ca amintire... Ți-ai mai dorit să... și gata, asta e chiar ultima. Unde ți-ai mai dorit să pescuiești, să te duci să pescuiești sau să repescuiești? La Sărulești, cum era odată. Îl dăm timpul înapoi să fim și mai tineri, așa, cu vreo 15 ani. Asta e.